Ai făcut ce ai făcut și nu te-ai lăsat până n-ai pus o nouă plăcuță pe CV-ul tău. Pentru cei care nu au înțeles ce am spus, oferă tu câteva explicații, te rog, Eugen. Am compus piesele unui album nou și nu am vrut să recidivez, n-am denumi albumele cu numele meu, așa că am găsit un nume de proiect. Se cheamă Moon Museum, adică Muzeul de pe Lună, și este inspirat de un proiect din anii culturii pop, de care sunt foarte atașat în continuare. Și numai acest proiect și-a dorit ca mini-operele a șase artiști la mod atunci, în anii 60, să fie duse pe o plăcuță mică de ceramică de vreo 4 cm și lăsată de către Apollo 12 pe Lună. De acolo mi-a venit ideea acestui nume de trupă. Prin ce se deosebește muzica scrisă pentru Moon Museum de cea scrisă pentru Cum? Ținând cont de faptul că faci parte în continuare din formația Cum, o trupă veche, înființată prin 1997. Se deosebește în primul rând, cred că, prin tehnica de abordare. Adică în Moon Museum, cât și pe primul meu album solo, Sex with Onions, sunt piese scrise de mine singur și în mare parte chiar și orchestrate de mine. În timp ce la Cum este un fel de laborator comun de lucru. Când se va încheia mini-turneul vostru? Mini-turneul nostru se încheie sâmbătă în Rockstadt din Brașov. Și am cântat la Cluj, în Cismărie, joi, și la Târgu Mureș, vineri, în Jebistro. Imediat după asta am înțeles că va mai fi un concert. Se pare că va mai fi un concert în București pe 25 ianuarie, dar încă nu este 100%. Sigur? 94%. 95% voi veni și eu, să știi. Ok. Îți mulțumesc, succes! Mulțumesc mult! Ciao, salut, ciao, la revedere! Ciao.